Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Preasla Haiducilor. De această dată ne aflăm din nou la baza noastră. Da, știu, o bază faină. Ar trebui să mai lucrez la ea, nu așa? Dar din păcate nu pot să lucrez astăzi, deoarece astăzi mi-am pus în plan să fac acel sistem de... Căinușa asta, tocmai am făcut un ou în fața mea. Nu vine să cred. Ou, ăsta e sfânt. Gata. Deci, ou, ăsta e sfânt. De acum încolo... Asta o să-l păstrăm, să redenumim și o să-i spunem oul sfânt. Deoarece această găină i-a dat un dar, un ou sfânt, să spunem așa. Și, bineînțeles, revenind la ce ziceam înainte, astăzi vreau să continui acel sistem de sortare care trebuia să-l fac, cred că, de mai mult timp, dar... În fine, știți ce vreau să spun, dar înainte de chestia asta... Am nevoie de niște albinuțe, fiindcă sistemul meu va necesita niște honey blocuri. Iar honey blocurile, de unde le putem face rost în afară, de a merge prin pustietate, a căuta cuiburi de albine și, bineînțeles, a le farma, fiindcă altă soluție nu avem. Dar în timpul în care eu voi căuta niște cuiburi de albine, aș vrea să las un mic timelapse în care am mai dărâmat câte ceva de la ferma de gold. Tot prinde colo-colo în căutarea albinelor și deodată văd aici un copăcel care sigur ar trebui să ne aducă o mică albinuță. Voi ce credeți? Uite aici, una mică, dar să fie destul de folositoare pentru fermă și sper să reușesc să o pot captura la timp înainte să iasă din stuf. Dar cum să o atemenez? Adică, uite-te, nu vrea să vină deoarece nu are flori să se polenizeze. Nu știu de ce, dar mereu pocesc numele ăsta. Vântul, de fapt. Polenizare. Ok. Ia să văd eu dacă am norocul să iau acest tub fără să se supere această albinuță. Și nu știu dacă este deja locuit de altă albinuță. În câte văd, s-ar putea să nu fie. Așa că mai bine am pune stupul aici și, între timp, vreau să iau aceste flori. Eu mă gândesc că dacă luăm florile astea, o să reușim să atragem albinuțele. Ia să vedem. Punem aici două flori și văd că nu prea are efect. Dar văd acolo floricele mai micuțe și uite și aici, niște cornflower, dacă nu mă înșel, ceva de ce nu se numesc. Și hai să vedem dacă reușim să atragem albinuțele, să vină aproape de stup și totodată să le putem băga în stup. Aha! Acum v-am prins pe toate la mijloc și văd că este și un wandering trader pe undeva pe aici. Alo? Prietene, unde ești? Nu-mi dau seama. Îl tot aud, dar nu-mi dau seama unde e. Bun, hai albinuță. Tu ești ultima care trebuie să intre și... Se pare că n-am dormit de foarte mult timp. Și... Văd că albinuța asta nu-și găsește calea spre casă. Hai aici, albinuță. Nu poți intra? Păi, se pare că va trebui să mă opresc aici, deoarece aceste phantom-uri nu se vor lăsa până nu mă vor ucide. Ia să vedem dacă pot să le prind pe aici. Să-i dau aici mare damage. Între timp, vom lua și stupul ăsta și ne vom culca. Hai să recunosc încă o chestie care chiar nu-mi place în Minecraft, e că stupii sunt foarte greu de găsit. Pe lângă că au chiar o rată destul de mică de a se spauna, trebuie să-ți dai seama și unde îs. Și dacă alpinele astea nu mă duc la stup, nu știu care mai sunt șansele mele să-i găsesc până la urmă. Deoarece altfel nu o să pot să fac rost de mai mulți stupi. Așa că, ca să fac eu procesul ăsta puțin mai rapid, cred că o să sar eu peste câteva etape și uite-l! Gata, te-am prins, prietene! Nu știu dacă sunt două albine acolo, dar un lucru știu sigur. Măcar o să avem o fermă mică de miere din tine. Un lucru pe care vreau să spun e că nu o să mai stau să filmez chiar fiecare etapă și să vorbesc despre anumite chestii, așa că o să fac un mic timelapse în care sparg acești stupi de albină. Nimic nu se compară, sincer, cu o bucățică de tort după ce te-ai întors de la muncă, de fapt, vânătoare, de fapt,
dacă stăm să ne gândim așa, am vânat acolo albine și am făcut rost destul de multe stupuri, dar au durat prea mult, așa că am zis să scurtez puțin tot timpul ăsta pe care l-am folosit. Așa că hai să luăm noi o bucățică și văd că ne-au mai rămas două felii, o să le păstrăm pentru altă dată. Și mi-am pregătit aici doi stupi. Pe restul o să-i fac eu off-camera, dar vreau să vă fac așa un mic tutorial, fiindcă această fermă am mai folosit-o și pe Spacecraft, dacă nu mă înșel. Este o fermă super utilă și vă spun eu. Eu zic că o să vă ajute dacă vreți să faceți vreodată o fermă de miere sau o fermă de honeycomb-uri, mai ales că, din câte am înțeles, s-au lansat deja și primul snapshot, așa că o să fie destul de interesant și abia aștept și o să văd dacă reușesc să fac un videoclip cu el. Dacă nu, nu este nicio problemă. Poate o să fac la final un clip în care o să arăt toate minunile care s-au adăugat în Minecraft. Adică sunt destul de multe și zic că pot fi arătate până la urmă. Bun, între timp am luat de aici niște hopăre și am un stup. Ce ne mai lipsește ar fi niște dirt cu floricele. Avem nevoie de niște floricele. Ia să vedem unde sunt floricelele. Și uite, exact două floricele în chest. Perfect. Asta este un lucru bun, dar și vreau să spunem așa, fiindcă va trebui să mai duc eu să aduc floricele. Între timp luăm și o bățică de cărniță. Și după cum ziceam, tutorialul e destul de simplu. Din câte bine vedeți, aici va veni stupul, da? Și în partea asta va veni, de fapt este așa, un bloc mai jos, vor veni florile pentru albinuțe. Da, vom avea nevoie și de niște blocuri care să le înconjoare, deoarece nu vrem să iasă mierea de aici. O să fie destul de interesant toată treaba asta și dacă tot am sticlă, eu zic să o folosesc pe asta. Uite că e și frumoasă. Și punem și pe deasupra. Iar stupul, pur și simplu, îl plasăm în partea asta, din câte bine vedem. Haide, încă puțin. Hai, perfect. Uite, primul stup și se pare că e chiar plin. Chiar nu-mi place să fac atâtea caturi, dar realizez că nu am toate materialele pentru stup la mine. Trebuie să mă duc după ele. După cum rămăsesem acum câteva secunde, după ce ați plasat stupii și din câte bine vedeți își prinde miere pe aici, trebuie să plasăm un dispenser cu pățuca în jos, spre stup, da? Aici nu e așa de complicat, să spunem așa, pur și simplu dacă vreți să plasați, puneți un bloc peste și aia a fost tot, deci nu o să fie probleme pe aici. Și bineînțeles, aici puteți să-l umpleți atât cu glass bottle, dar și cu shears. Dacă vreți honeycomb-uri, puteți să-l umpleți cu shears. Dacă vreți din ăsta honey bottle, îl umpleți cu glass bottle. Pur și simplu. Și punem aici câteva. Și încă o chestie pe care vreau să o specific. Cel mai bine ar fi să umpleți tot dispenserul. Nu neapărat să fie full, full de sticlă, dar trebuie să fie toate spațiile astea pline. Măcar câte câte un păhărel din ăsta, da? Vedeți? Altfel, toate honey bottle-uri sau honeycomb-urile vor ajunge în dispenser și chestia asta nu o să fie ok. O să fie o mică problemă. Și văd că au ieșit albinuțele. Oh, uite-le cât de drăguțe-s. Sunt trei în partea aia. Ce scumpi-s. Sunt așa de drăguțe. Așa, perfect. După cum rămâsem, aici, bineînțeles, punem un bloc, deoarece va trebui să ne folosim de o veche tehnică, să spunem așa, și anume vom transmite semnalul redstone din acest stup. Dacă bine știați sau poate nu știați, stupul are 5 nivele de miere, da? Și fiecare nivel de miere transmite câte un pic de semnal redstone. Iar noi o să ne folosim de acest semnal redstone în așa fel încât să fie aici 5 nivele. După cum bine știți, ce va trebui să facem noi în continuare? Va trebui cumva să facem noi aici o mică șmecherie, deoarece ne vom folosi de slab-uri, corect? Corect. Ca să transmitem semnalul să fie puțin, puțin mai sus, deoarece partea asta de aici va veni acoperită. Și cum vom face chestia asta? Vom pune un bloc ajutător în partea aia, pur și simplu, spargem aici blocurile, nu mai avem nevoie de ele și bineînțeles, aducem în partea asta cu încă un slab. Până aici totul este simplu. Vedeți?
Și ce mai rămâne de făcut aici? Îi să punem redstone-ul, care din câte bine vedeți, dacă ne vom duce la dispenser, va activa și ne va da honey bottle. Acum eu pun de precauție să fie și pe dispenser, deoarece câteodată nu se activează de aici semnalul și e cel mai bine să fiu sigur. Și până la urmă e bine să fii sigur de toată chestia asta, fiindcă nu se știe niciodată că nu o să scape niște miere. Și exact aceeași chestie o vom face și în partea asta, după cum bine vedeți. Aveți cam două slab-uri și vreo 5 blocuri, 6 blocuri, ceva de genul. Nimic mai mult, totul simplu pe aici. Și mai dăm aici un slab. Și după cum bine vedeți, acum că nu este nici un pic de miere, comparatorul este oprit. Când o să se formeze primul layer de miere, comparatorul va da primul semnal de redstone. Așa, și văd că nu mai am redstone, stai așa, luăm din blocculețul ăsta și pur și simplu ne ducem până la dispenser. Perfect. Și văd că o porni și la acest loop. Ia să vedem câte battle-uri am făcut până acum. Două honey battle. Ferma asta e eficientă în caz de faci cu mai mulți stupi. Dacă nu faci cu mai mulți stupi, o să dureze destul de mult. Așa că recomandarea mea ar fi cam acolo un minim 5-10 stupi ca să aveți o fermă mai productivă, așa de început. Dacă vreți, puteți să o faceți și mai mare, dar dacă nu aveți ce face momentan cu mierea, puteți să o faceți așa mai micuță. Bineînțeles, din 1.17, pregătiți-vă mierea, fiindcă veți avea nevoie de ea. Dacă nu știți, o să vă ajute de nu. Iar acum, fiindcă tot am terminat pe aici, hai să trecem și noi acolo la un mic timelapse în care ne apucăm de ferma, m-am încurcat și eu, de storage-ul la ferma de gold. Bineînțeles, trebuie să-l terminăm o dată, că vreau să facem cât mai mult gold. Cel care te uiți chiar acum în momentul de față, în această secvență, este foarte importantă, deoarece eu mi-am propus un scop. Aș vrea să ajung la 4K de ornitori în anul ăsta și numai tu mă poți ajuta. Tot ce ai de făcut este să urmești acești pași, să apeși pe butonul de like, subscribe, share și, bineînțeles, dacă vrei opțional, să intri în grupul de Discord. Și nu să uităm de follow pe Instagram. Altfel, cel mai probabil, acest dragon va mânca stupul de albine. Așa că ce-ar fi să mă ajuți să împiedicăm acest dragon să mănânce stupul de albine? Da. Păi, da. Din câte ați văzut, am terminat și un pic din sistemul de sortare. Nu va rămâne așa permanent, dar am avut nevoie pentru niște pepite de aur. Din câte bine vedeți aici, pigmenii sunt instant kill, deoarece, dacă nu mă înșel, peste 18 blocuri și au falling damage sau ceva de genul. Dar să vă prezint butonașul ăsta. Câte bine vedeți aici, este un sistem cu pistoane care va trage acest slime mai aproape de noi. Și nu mă uitați-vă aici. Apăsăm pe ăsta. Iar acum toți pigmenii sunt pe slime. Și uitați-vă numai cât se adună. Iar dacă dăm noi o săpiuță peste acești pigmeni, să spunem așa. Mă, uită-te la asta. Deci nu mă uită-te cât de mult facem cu sabie de looting 3. Dar hai să lăsăm momentan să fie ferma AFK. Voi omorâ acei pigmen, deoarece nu vreau să-i las momentan acolo. Iar aici, undeva mai dedesubt, sunt niște minecarturi. Și ce rol au aceste minecarturi?
Cum să vă spun, dar aceste Minecraft-uri transportă itemele foarte rapid. Din câte bine vedeți, alea au fost bețele și s-au dus. Deoarece sistemul ăsta, cum să vă spun eu, grăbește viteza hopperelor. Și chestia asta este un lucru mult mai bine, să spunem așa, că ne ajută mai departe. Dar, în partea asta, dacă reușesc eu să mă sui puțin, puțin mai sus, încă o să am nevoie să vă arăt așa ceva. Este un sistem destul de mișto, din câte bine vedeți. Este împins de slime-uri și un timer, odată la, nu mai știu, 15 secunde, 20 de secunde, ceva de genul, acționează aceste pistoane și împing toate itemele pe acel ender chest. Și vă întrebați de ce am pus un ender chest acolo, deoarece, cum să vă spun, Honey Block-ul nu împinge foarte mult itemele și le lasă chiar pe margine, între gheață și hopăre. Și dacă reușim să ne facă o mică demonstrație acest sistem, o să vedeți că după ce va împinge Honey Block-ul, Slime Block-ul va acționa și va împinge toate itemele. Bineînțeles, cele care au aici un sistem de sortare se vor duce în sistem, cele care nu se vor duce direct în foc. Și uite-le, uite-le în acțiune. Vedeți cum s-a dus? Bineînțeles, momentan, aici am doar pepitele de aur, deoarece am stat feca vreo 9 ore sau ceva de genul și am reușit să strâng cam atâtea blocuri de gold. Eu zic că e ceva decent, adică am scris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 blocuri de aur. Stack, să fim înțeleși aici, stack-uri de blocuri de aur. Și, bineînțeles, dacă ne vom folosi de sabie, o să fie și mai bine. Dar, după cum v-am spus și în episodul anterior, va trebui să oprim spawnarea mobilor, ca și acolo, peste tot, să nu se mai spawneze niciun mob. Sub noi, cam la 128 de bloc. În partea aia, în partea aia, în partea aia și în partea asta. Bineînțeles? Și, din câte știți, în partea asta avem un fortress, da? Acest fortress o să ne ajute, deoarece cel mai probabil o să putem face și o fermă de Wither. Dar cel mai important e că prin această modalitate o să avem două ferme care s-ar putea să funcționeze în același timp. Nu sunt 100% sigur că va fi posibil, deoarece distanța nu cred că va fi de ajuns încât să se spawneze la ambele ferme, atât Wither cât și Pigmen. Da, eu zic că fortress-ul ăsta o să fie destul de eficient, nu mă uitați-vă. Nici mie am venit și acolo Wither, acolo Wither și am făcut rost de două capete de Wither în mai puțin de 5 minute. Chestia asta o să fie 100% de folos. Am stat pe puțin de vorbă cu Ciuncio și va trebui să ne întâlnim, cred că în episodul următor, să vorbim despre toată treaba asta ca să mă ajute, deoarece nu voi fi capabil să duc toată această chestie, să o fac în fiecare parte, cam la 128 de blocuri. Haide? Perfect. Mult mai bine. Ca să vă imaginați atâta cât am eu de acoperit, nu mă uitați-vă. Uitați-vă. Cam atât am eu de acoperit. Să spunem așa. Deci tot ce vedeți înăuntru sferei va trebui pus numai slab-uri peste tot. Slab-uri, 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 slab-uri. Peste tot doar slab. Am luat și puțin damage între timp. Dar totuși o să merite. Știu că Dishman își trebuie să-și facă o fermă de Wither, dar chestia asta mai durează, așa că am zis că între timp, nu mă uitați-vă acolo cât sunt, și pun pariu că dacă mă duc acum la ei, voi mai face rost de un cap de Wither. Hai să vedem. Sunt chiar curios. După cum spuneam, știu că Bushman are și el de făcut o fermă de Wither, dar eu, sincer, am nevoie de beacon-e cât mai rapid posibil, fiindcă mi-ar ușura mult mai mult munca. Decât să stăm să numai să pe aici să mâncăm Wither, cel mai bine am avea și o fermă, așa? Hai să văd dacă păsărie e curând. Nice, am reușit. Haide, haide mai aproape. Perfect. Uite! După cum v-am spus, al treilea cap și ne mai dă și un al patrulea? Hai, poate ne pică un al patrulea cap. Se pare că nu ne-au picat, dar mai avem de bătut încă un Wither, dragilor. Câte bine vedeți? Așa de ușor poți obține capete. Bam! Trei capete. Ce vrei mai mult? Încă o mică chestie înainte de a trece la secvența următoare. Dacă încă mai sunteți prezenți pe videoclip, aș vrea să-i dați un nume acestui art, deoarece de fiecare dată când trec la fortress-ul ăla și
Mă bat cu Witherii, cu arcul, obțin câte un cap. Păi arcul ăsta este super bun la obținut de capete, de Witherii. Așa că vă rog, lăsați un nume în comentarii la acest arc. Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut din tot sufletul, deoarece încerc să fac acolo videoclipuri puțin mai interesante și mai scurtulețe. Venim vorba așa și mă străduiesc cât pot de mult, trebuie să recunosc și nu știu dacă o să-mi iasă, dar da, cred că în episodul următor o să ne apucăm cel mai probabil și de acea fermă de Wither, vedem noi cum facem, dar pentru toată treaba asta vom mai avea nevoie de multe materiale și multe alte chestii, dar printre chestii astea urmează și susținerea voastră, deoarece în curând vreau să facem 4K dornitorinci. Cel mai posibil să fie până la finalul anului, așa că nu uitați că mă puteți ajuta acolo cu un like, un subscribe, un share să vadă și prietenii, un follow pe Instagram, puteți intra și în grupul de Ori în Torinci. Iar până data viitoare, eu am fost Ionuț. Bye bye!